pentru prezență. Astăzi, împreună cu domnul ministru Costel Alexe, am efectuat o vizită în Parcul Național Semenic și ne-am întâlnit acolo cu responsabilii din acest domeniu sensibil și important pentru Caraș-Severin și pentru Banatul de Munte. Din ospitalitate și colegialitate, o să-l rog pe domnul ministru să ia dânsul cuvântul ca să vă spună ce s-a întâmplat astăzi exact, deoarece a venit cu o echipă de specialiști de la nivel central și au avut o discuție foarte utilă pe vârful Semenic. Mulțumesc, domnule ministru Vela, stimați colegi. Mă bucur că sunt astăzi în județul Caraș-Severin, după mult timp de când am anunțat că vom ajunge aici, dar pandemia nu ne-a permis cu starea de urgență să facem această vizită mai repede. Dragilor, cred că de departe județul Caraș-Severin este unul dintre cele mai frumoase județe ale României, cu potențial și silvicultural și în ceea ce privește biodiversitatea foarte, foarte ridicat. Din nefericire, o spun, pentru județul Caraș-Severin și pentru silvicultura românească, consider că, din punct de vedere al managementului, ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani în Caraș-Severin, pe aici mă refer la managementul pădurii, lucrurile nu au stat foarte bine. Pentru că suntem astăzi la foarte, foarte, foarte mulți ani de când am fi trebuit să avem deja planul de management pe Caraș, pe Parcul Semenic, Cheile Caraș, și din păcate nu-l avem. După foarte mulți ani de un management defectuos la Parcul Național, vreau să cred și i-am pus astăzi în vedere directorului că dacă nu se ține de termene pe care și le-a asumat, astfel încât să intrăm cât mai repede la ordinul de ministru pentru planul de management al Parcului Semenic Cheile Caraș, va avea o reală problemă. Pentru toți oamenii de bună credință din țara asta care iubesc pădurea, toate mijloacele de transport, fie că vorbim de camioane, de tiruri sau de orice vehicul care va transporta ilegal material lemnos, va fi confiscat acel vehicul. E important să înțeleagă lumea că nu ne mai permitem să acționăm cu jumătăți de măsură. Ne-am asumat încă de la preluarea mandatului că sunt partenerul românilor care iubesc pădurea și, evident, sunt partenerul pădurii, pentru că avem cele mai frumoase păduri din Europa. Două treimi din pădurile virgine și gvazi virgine ale Europei sunt în țara noastră, iar dumneavoastră, cei din Caraș-Severin, chiar sunteți binecuvântați și trebuie să le protejăm. Pădurea va fi monitorizată și, evident, toți românii vor avea acces prin aplicațiile care vor fi construite, și aici mă refer la radarul pădurii, inspectorul pădurilor și orice altă aplicație care poate fi construită, transparent acces la toate informațiile din sistem. Pentru că suntem în Caraș-Severin și astăzi am avut posibilitatea să vă vizitez județul, aș vrea să-l felicit pe domnul primar pentru realizările și vreau să vă spun că începe să arate un oraș european și orașul dumneavoastră, sper că în curând și județul, pentru că am primit din partea primarilor din județul Caraș-Severin, foarte mulți cetățeni ne-au transmis adrese către minister pe o altă problemă cu care ne confruntăm în Caraș, și anume managementul deșeurilor. Nu este normal cu 10 de milioane de euro în două tranșe investite în depozitul ecologic de deșeuri. În 2020 se transportăm în continuare deșeurile la Oradea sau prin Dâmbovița sau prin Argeș, cu costuri foarte ridicate pe care, din păcate, le plătesc cetățenii acestui județ. Fac un apel public către Consiliul Județean să urgenteze și, evident, să implementeze cât mai repede managementul deșeurilor. Înțeleg că e finalizată investiția, o vom și vizita astăzi, pentru că avem raportul pe ea la minister. Da, ieri, pentru prima dată în România, în premieră, am lansat în consultare publică un program finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin administrația Fondului pentru Mediu. Avem un kit complet
de cugarduri electrice și toate sistemele de avertizare, astfel încât locuitorii din cele 24 de județe ale României cu o incidență mare a carnivorelor mari, care pot provoca pagube materiale sau ale bunurilor cetățenilor, sau Doamne ferește să avem, pot pune în pericol siguranța populației, pot beneficia de acest program. Ne-am propus ca pentru acest an să avem 1000 de kituri care pot fi finanțate. Valoarea unui kit este în jur de 2000 de lei și avem un buget alocat de 1,5 milioane. Am să zic stringent, avem pentru Cara Severin, Reșețeni și zona de vest. În privința temporarea de la grupa, să știm care, să spuneți care e situația lui, se va avea la Lupac, după cum bine știți, au fost investite la un moment dat 26 de milioane de euro, apoi au mai fost investite vreo 8 milioane de euro cu același rezultat, acela că și Reșița și multe alte UAT-uri din județul Cara Severin astăzi, din nefericire, transportă deșeurile la distanțe foarte mari de acest județ. Două întrebări. Crista Petru, bloc Mediacit. Prima întrebare este, care este situația programului cu panouri fotovoltaice? Pentru că s-a blocat, sunt foarte mulți oameni nemulțumiți, banii sunt, ceva n-a funcționat. Pe 5 noiembrie, când am venit la minister, prima mea de zi de ministru la Mediu, Ape și Păduri, am declarat că acel program a fost gândit prost, conceput prost și implementat prost. Acolo finanțarea este din fonduri europene, prin port, astfel încât am ajuns în situația în care prin ghidul de finanțare nu s-au permis solicitarea de clarificări. După cum bine știți, a fost acea sincopă în care programul a fost suspendat o bună bucată de vreme. Ulterior au apărut toate aceste inadvertențe și evident îi înțeleg pe fiecare dintre românii care au aplicat și nu din cauza lor cererea a fost respinsă. Și ce se va întâmpla? În prima etapă au fost aprobate 50% din aceste cereri de finanțare. Am avut discuții nenumărate cu cei din conducerea AFM-ului. Cred că mâine vor anunța și rezultatul contestațiilor. Am avut o discuții cu ei și le-am solicitat să aibă o viziune coerentă asupra soluționării contestațiilor, să-i sprijinim pe cât mai mulți români să beneficieze de acest program, evident respectând legea. Deci mâine AFM-ul va comunica care este rezultatul contestațiilor pentru toți românii care au depus contestații pe acest program. Ar fi bine să prelungiți, pentru că răspunsul AFM-ului pentru solicitanți a fost și la 50 și la 60 de zile după și chiar 90 de zile de la depunerea precizărilor la AFM-ul. Și vă dați seama, oamenii nu pot contesta. Toate contestațiile care au fost depuse, toate vor fi soluționate. Și a doua întrebare, ați menționat că toți care vor căra lemnul, utilajele vor fi confiscate. Eu mă refer la mediul rural, unde cetățeanul X, Y dintr-o localitate oarecare transportă niște lemn pe ea din propria proprietate. Ori în condițiile actuale, știți foarte bine, ca să te duci să tai lemnul din proprietatea ta, ești nevoit să faci tot felul de ceră și tot felul de costuri. Veți simplifica procedura pentru cetățeni sau care vor fi demersurile pentru cetățenii care vor merge cu o căruță, pentru că nu se poate face aceeași unitate de măsură pentru un agent economic care cară de la Rom Silva sau care fură și proprietarul care taie din propria, să zic, livadă. În momentul de față în România legile nu sunt facultative, sunt obligatorii pentru toți cetățenii României. Fie că transport cu tirul, cu trenul, cu camioneta sau cu căruța, legislația trebuie respectată pentru toți. Precizare și informare totodată. În acest moment, în actuala și vechea versiune a sumalului, toți cei care transportau material lemnos cu camioneta nu erau înregistrați. Evident că nu aveau cod unic și puteau să transporte la nesfârșit, cum se întâmpla ca cu un aviz să transporte, după cum bine știți și dumneavoastră, cei din mass media, că ați făcut nenumărate materiale jurnalistice de mai multe ori. În momentul de față, cu sistemul de urmărire a materialului lemnos, sumal, actuala versiune, fie că transporti cu tirul sau transporti cu camioneta și ești operator privat și tai dintr-o pădure privată, trebuie să respecti legea.
În momentul în care însumat ai ajuns la cantitatea de 20 de metri cubi de material lemnos, automat ești înregistrat în sumal și de fiecare dată, prin GPS, când ai plecat de la locul de tăiere până în depozitul primar sau secundar, ești monitorizat. Trebuie informați toți cetățenii României că prin noul sumal, 24 de ore din 24 de ore, nu doar că vom monitoriza toate cantitățile de material lemnos care vor fi transportate în România prin GPS, ci vom ști exact și care sunt cantitățile de material lemnos din depozite. Apoi, ceea ce nu avem astăzi și vom avea în noul sumal, vom ști exact și traseul pe care se efectuează acest transport și mai ales la plecarea din pădure, de la locul de tăiere, ești obligat să încarci 3 fotografii în sistem. Una din față, lateral și spate, astfel încât eu sau dumneavoastră, dacă întâlnim un transport de material lemnos pe străzile din României, intri pe inspectorul pădurii, introduci mașina Cara Severin 14 KST și în momentul ăla îți arată la ce ori a plecat din pădure, îți arată exact cantitatea de material lemnos aflată pe mijlocul de transport și cel mai important, vezi și cele 3 fotografii. Pentru că atunci când cari, cum se întâmpla astăzi, de 2 ori cu același APV, nu puteai să mai aveai și o haltă intermediară. În momentul de față poți vedea exact și aranjarea acelor bușteni pe transport. Eu voiam să fac mențiunea la livezi, nu la pădure. Sunt două lucruri distincte. Pădure, livadă, livadă. În momentul de față, stimați colegi, din presă, după cum bine știți, ce colegi de presă sunt? Avem 6,5 milioane de hectare de pădure în țara noastră, din care 48% este proprietate publică a statului român, 52% este proprietate privată și mai avem încă aproximativ 700 de mii de hectare de pășuni și pajuși împădurite, nici măcar livezi, dar arată fix ca o pădure, pentru că în ultimii 30 de ani ele pot ajunge până la o consistență de 0,4, chiar și mai mult 0,5, iar acele suprafețe nu sunt astăzi în fond forestier și evident din nefericire acolo avem reale probleme, dar aici trebuie să înțeleagă și am făcut apeluri publice nenumărate către administrațiile publice locale să facă demersurile necesare să introducem acele suprafețe de pădure în Parlamentul României. Și mă refer aici la biroul permanent al Camerei, să retransmită din nou la Comisie o inițiativă legislativă prin care să creștem suprafețele din parcurile naționale aflate în T1, astfel încât să nu mai avem tăieri atât de mari, nici măcar să le reducem și peste de conservare, care în ultima perioadă au crescut suficient de mult. Să nu mai sper ca biroul permanent al Camerei să retransmită la comisii acest proiect de lege, astfel încât cu specialiștii din minister, din RomSilva, din mediul academic și cel mai important, din organizațiile non-guvernamentale, cei care de cele mai multe ori semnalează astfel de derapaje, să facem o lege cât se poate de bună. Iar în ceea ce privește petiția dumneavoastră, așa cum primim și informările oficiale, vom lua măsurile de rigoare. Da. Nu e urgent.